ocupat, mă ocup foarte mult despre comerțul online în general, dar asta nu înseamnă că nu ating toate domeniile care e vorba pe un online, pe un business online, de la zero până la finalul acelui business practic. Ce aș vrea să vă întreb acum este ce credeți voi că înseamnă sau ce înseamnă pentru voi o rată de conversie sau o conversie? Haideți! Ce înseamnă pentru voi asta? Vânzări. Cum? Vânzări. Vânzări. Dacă ești un site care vinde. Dacă ești un site care nu vinde... Subscrie. Ideea de a deveni acționar care se dorește de la utilizator. Chiar e vorba de o abonare la un set. Ok. Cum se materializează pe site? Nu acționa pe lucrurile. Poate ați găsi beneficiarul pe care îl cauți. Sau... Putem să mergem puțin mai departe, eventual să ne gândim la un site care nu vrea deloc să vândă nimic? Ce ar însemna? Deci el nu are ca scop să facă profit? Da. Da, ne putem gândi. Eu nu dau ție să știi. Nu, dar hai zi, te rog. Da, un site de campanie care prezintă beneficiile unui produs, dar fără să facă follow-up la view, cum ar veni. Hai să nu vorbim de produse. Nu. Eu nu mă refer numai la... Ce scop? Ce conversie ar putea să aibă acel site? Îl informez. Îl schimbă viața. Vreau să-l și măsor. Cât a stat? Dacă a stat 3 minute. Să stea 3 minute pe site. Să scrie măcar o opinie sau un comentariu. Să vină cu conținut pe site. Hai să facem un pic de... diferențiere între cele două rate de conversii care, spre exemplu, le puteți măsura în Google Analytics. Este prima care se aplică la orice fel de site, acel Goal Conversion Rate, da? Și un site care, spre exemplu, asociația voastră nu vinde nimic, dar poate să-și propună să își crească numărul de membri. Poate să-și propună o asociație non-profit, nu vinde, să strângă adeziuni sau să strângă semnături pe o petiție. Ăla este o conversie. Da? Deci, oricum, ideea este că când ați creat un site, ați încercat să îl faceți ca să câștigați ceva. Nu ați făcut chiar așa pentru nimic. Nu? În general, este chiar dacă este un site non-profit, în spate există totuși cuantificabil ceva. Deci nu se poate să nu fie o măsură. Da? Despre asta încercăm să vorbim mai despre o cuantificare, da? Practic. Și sigur există acel e-commerce conversion rate, așa le veți găsi în Google Analytics, în acest fel scrise. Anume, goal conversion rate și e-commerce conversion rate, da? Care se referă la numărul de tranzacții comerciale executate pe un site, pe un magazin online, da? Pe un site de comerț electronic. Cât dintre voi au aici magazine online sau site-uri de genul ăsta cu tranzacționare directă. 1, 2, 3. Și restul lumii se înțeleg că sunt pe cealaltă parte, nu? Pe partea de conversie, bă, pe vânzare indirectă, cumva să-i ducem, da? Mai e și varianta aia pentru alții, că ai pentru alții, știi? Știți cum mai am mai eu cu cele două rapoarte pe care le veți vedea în Analytics seamănă cu ce vedeți acum pe ecran. Ele oricum sunt magazine online și într-un caz și într-altul, dar deci poți să te duci să vezi goal conversion rate, să vezi de câte ori cineva a semnat o cerere de adeziune, de câte ori cineva a pus că da, semnezi petiția, deci câte ori cineva s-a abonat la newsletter, de câte ori cineva și așa mai departe. Și atunci îți apare, poți să vezi de pe ce trafic, ce sursă de trafic ți-a adus o conversie mai mare, da? Și vezi acolo procentul. 0, nu știu cât la sută, 1%, 2% și așa mai departe. În jos avem acel e-commerce conversion rate, care în medie pe site-ul prezentat este 1,55%. Și vedem care sunt site-urile de pe care vine trafic și cum a convertit fiecare. Deci, cele două rate de conversie. Și hai să mergem acum mai departe la cele 10 lucruri. Am zis să încep cu PPC-ul, pentru că, mă rog, ați venit aici, s-a aflat despre SEO, despre PPC,
se intitulează, eu nu sunt un mare specialist nici în SEO, nici în PPC, în schimb știu câteva lucruri de, de bază, zic eu. Nu o să aveți succes în PPC dacă nu nișați, nu targetați foarte bine conținutul reclamelor. Și am dat acolo un exemplu logic, un fir logic, dacă vreți, despre cum pot să targetez o reclamă anume. Da? Încerc să vreau să vând laptopuri, am zis eu acolo. Da? Dar observ, jucându-mă, să zicem, o săptămână cu acest cuvânt cheie, laptopuri. Sau laptop. Da? Că lumea, de fapt, nu caută laptopuri, ci caută laptopuri ieftine. Pentru că așa e acum în perioada. E criză. Ce vă spun eu aici este caz concret. Deci nu e, deci chiar se întâmplă treaba asta ce scrie acolo pe ecran. Și atunci, de ce să nu profit de faptul că lumea caută, de fapt, laptopuri ieftine? Deci creez o altă campanie pentru laptopuri ieftine. O rup din campania principală și fac o campanie secundară. Ok, laptopuri ieftine, dar fiecare când se gândește la acest cuvânt laptop ieftin, are un alt fel de mindset. Se gândește la altceva, de fapt, în creierul lui. Mulți dintre ei, de fapt, caută laptopuri la promoție, laptopuri la ofertă. Și atunci, campania asta de laptopuri ieftine, o mai splituiesc, o mai împart pe mai multe ad grupuri, se cheamă, cine umblă cu AdWords știe de despre ce vorbesc, cine nu, oricum, este vorba de, pentru cei care nu au făcut deloc campania AdWords, este vorba despre o ierarhizare, dacă vreți, a modului în care cheltuiesc banii. Deci, o campanie conține mai multe grupuri de reclame, grupuri de cuvinte cheie. Și atunci o splituiesc, da? Ideea este ca această splituire să meargă până într-atât încât eu să răspund cu o reclamă gândului pe care l-a avut clientul când a căutat laptopul la promoție. Deci asta ar fi idealul. Ideea care vreau să o zic prin tot această, tot ce am spus acolo, de fapt, este întotdeauna să încercați să nișați cât mai strict. Nu contează că veți face 100 de campanii sau 100 de, sau o să aveți 10.000 de cuvinte cheie. Se poate. Nu contează asta. Important este să segmentați cât mai mult, să targetați cât mai mult ce vreți voi să vindeți. Sau ce vreți să nu vindeți. Te rog. 10.000 de cuvinte putem. Dar 51 de mii de cuvinte mai putem. La 50.000 trebuie să faci altă campanie. Nu, nu. Ok. Deci ideea este că poți să faci foarte multe campanii. Deci nu contează cum. Nu. Numărul total de cuvinte, așa. De 25 sau 30 cu acordul suplimentar pe care îl faci, așa. Mai mult de 50.001 cuvinte, nu poți să ai active la un singur moment. Ok, am înțeles. Bun. Deci asta este o... Oricum sunt multe, da. Știi să faci... Încă un mic spulberat. Ideea este dacă cineva... Dacă tu ai spus greu arhitectură, dar înțeleg să mergi mai departe, să vezi de fapt ce caută lumea, ce vrea, astfel încât să ajungi la o nișă anume. Deci mult mai bine decât să... Și tu singura există vrei mai mult decât un cuvânt simplu. Apropo de SEO, dar nu contează semne același lucru, practic. Mergând un pic mai departe, ați tot auzit de la alții și e clar că vă mai repet și eu ce au zis alții. Faptul că trebuie să ai cuvântul cheie pe peste tot. Așa e bine. Așa ne învață lumea că e bine. Specialiștii în SEM, în PPC, în ce mai fie acolo, ne învață așa. Trebuie să ai cuvântul cheie în reclama aia din AdWords, în toate liniile alea ale ei. Deci să zicem că vorbim de azi de laptopuri, da? Am... Reclama aia are un headline, două linii și un URL. Dar are patru chestiuni. Și încă una ascunsă, care este URL-ul de destinație. Deci sunt cinci linii, de fapt, acolo. Trebuie să am cuvântul cheie în toate alea cinci linii. Așa e cel mai bine. Mai mult decât atât, tot experții ne recomandă să avem acel cuvânt cheie în landing page. Deci dacă am vândut laptopuri ieftine, vreau să vând laptopuri ieftine sau arhitectură, nu știu care, în landing page, când ajunge, când dă click pe reclamă, să fie despre acel cuvânt cheie. Răspunsul nu este numai de ordin tehnic. În faptul că Google te iubește că faci asta. Nu.
Răspunsul corect este altul, pentru că livrezi ceea ce ai promis. Asta e de fapt ceea ce trebuie să te gândești. Omul vede o reclamă, când ajunge în acea pagină trebuie să se aștepte să continui ce ai povestit în reclama. Sunt cazuri, dacă dați căutări în Google pe reclamele AdWords, unde nu se întâmplă lucrul ăsta, din păcate, sunt multe în România. Nu e bine. Nu e bine, dar asta este. Suntem într-un moment în care lucrurile se dezvoltă aici. Deci nu vă gândiți că așa vă învață specialiștii, ci gândiți-vă că omul când a dat click, el se gândea să cumpere un laptop ieftin. El trebuie să vadă asta acolo când ajunge. Da? Neapărat. Alt lucru pe care probabil nu îl știți că se poate face. Dar se poate, tehnic. Nu stau acum, scopul acestei prezentări nu este să intru în detalii tehnice, să vă explic cum să vă spun eu, efectiv cum se face un lucru, ci doar să vă atrag atenția spre unor lucruri. Da? Asta a fost scopul prezentării mele, de popularizare cumva. Ideea este așa, hai să luăm primul caz. Primul caz este foarte banal de făcut, dar dacă am lua efectiv un site dinamic, s-ar putea să se schimbe lucrurile. Deci dacă site-ul este static și are câteva pagini și reclama este arhitectură în ploiești, să zicem, și eu ajung pe acea pagină, e clar că pot să pun acolo despre un banner despre acel ceva. În momentul în care îmi propun pe laptopuri ieftine, ideea este că pot să servesc un banner care să depindă de cuvântul cheie care s-a căutat în Google. Da? Asta aș vrea să rețineți și să vă duceți acasă la programatorii voștri, pentru că se poate face chestia asta. Deci dacă el a căutat laptopuri ieftine în Predeal, eu pot să-i dau acolo un banner care îmi spună, ești din Predeal, ce bine, uite, aici găsești laptopuri ieftine. Se poate face chestia asta. Și celălalt exemplu, deci el caută laptopuri ieftine, dar eu știu că el este din Cluj. Că pot să știu chestia asta. Și pot să-i zic, noi vindem și în Cluj și livrăm gratuit în Cluj laptopuri ieftine. Închipuieți ce rată de conversie va avea acea pagină. Da? Deci chestia asta se poate face. Nu mă întrebați cum, pentru că e mult de discutat. Da? Dar vorbiți cu programatorii voștri, vorbiți cu cine vă face site-ul, sigur o să găsiți o soluție la chestia asta. Un alt element care ar trebui să-l aveți în vedere atunci când vreți să creșteți data de conversie este nevoia persoanelor de a vorbi cu cineva, de a dialoga cu cineva, de a întreba ceva la ora 12 noapte, la un moment dat, să zicem, dacă ești un site internațional, s-ar putea să ai o problemă cu fusul orar, să trebuiască să ai pe cineva care să răspundă în timpul din Marea Britanie sau timpul de pe coasta de vest sau coasta de est. Da? El vrea să afle. Faptul că am un customer support bine pus la punct mă ajută. Și mă ajută foarte mult la creșterea ratei de conversie. Știu magazine online care în ultimii ani, de fapt, n-au crescut prin optimizarea site-ului, cât au crescut prin optimizarea customer support-ului. Oferind un customer support, un customer service cât mai bun, au crescut, de fapt, rata de conversie. Se duce din gură în gură după aceea imaginea pe care clientul o are despre acel magazin online, despre acel serviciu, da? Mă scuzați că de formație că eu vorbesc mai mult despre magazin online, dar nu asta contează, da? Deci, orice serviciu are un customer support, are o persoană acolo în spate. Scoateți persoana aia de acolo din spate și puneți-o undeva mai vizibil pe site. Da? Practic. Elemente care cresc încrederea în acel site. Ajută la creșterea ratei de conversie. Fie că sunt vânzări, fie că sunt altceva, da? Vorbim de pagini securizate. S-ar putea la un moment dat, dacă vrei să vin servicii, nu știu, servicii mai greu să vin, să zicem, cu cardul de credit. Poftim? Nu. Ideea este că trebuie să ai această conexiune securizată. Atunci când îți dai date care tu le crezi confidențiale, multă lume sensibile,
multă lume zice, este bine să nu le vadă altcineva. Mi-e frică să nu fie furate. Sunt foarte mulți oameni care trăiesc cu această teamă, că intri pe internet, da? Și se fură totul. Nu mai ești tu, de fapt, da? Totul dispare în această rețea numită internet. Pentru ei, un lăcățel din ăla acolo pus, ei au aflat că lăcățelul înseamnă pagina securizată, înseamnă că nimeni nu poate fura conținutul acelui formular pe care el îl completează cu cardul de debit, de credit, cu adresa personală, cu nu știu ce altă informație voi i-o cereți. Da? Plus că este totdeauna bine, domne, acest arhitect este în Uniunea Internațională a Arhitecților. Contează foarte mult. Dă credibilitate acelui business. Da? Aceste trust seal-uri, e aprobat de Visa, e nu știu ce. Contează foarte mult să nu, te ajute ca oamenii să aibă încredere. Te rog, spune. E un branding prin asociere. Sigur, așa este. Tu, eu ca un brand mai mic, mă asociez cu Visa. Eu, un brand mai mic, mă asociez cu Uniunea Educare a Arhitecților sau cu nu știu ce altă instituție din acel domeniu care este recunoscută la nivel internațional. SEMRO. SEMRO, uite, da, spre exemplu. Da. Da, bun. Deci contează și ceea ce lucru foarte mult, da? Voi, de fapt, vreți de la ei, mă rog, să vă dea ceva, măcar să vă dea un feedback. Tot e ceva. Dar pentru asta trebuie să le câștigați încrederea. Deci nu pot să intru pe un site, să îmi depun acolo datele sau să răspund dacă n-am încredere în acel site. E principalul lucru care trebuie să-l faceți. Să câștigați încrederea. Vorbind apoi despre produse sau despre servicii, nu contează practic ce anume vindeți sau nu vindeți, da, pe site-ul vostru. Pozele mari, clare, foarte, foarte bune. Detalii, eventual la fashion mostre, în sensul că se vede țesătura sau se vede cum se îmbină nasturile. Sau la o poză de mașină, dacă vreți să cumpărați o mașină, farul sau o vinda sau altceva. Chestiile astea fac deosebire între a vinde cu succes și a vinde fără succes. Da? By the way, prezentarea oricum e deja publică și este pe SlideShare. Deci puteți să o downloadați de acolo fără probleme și după aceea. Și va fi și pe lumea SEO. Da, va fi și pe lumea SEO, pe PC după aceea. Oamenii se plâng de comerț online românesc pentru că nu este stoc. Ai sunat? Dar știți, scrie pe site că, da, vedem, mâine, poimine, e greu. Deci eu îi înțeleg și pe clienți, îi înțeleg și pe vânzători. Pentru că, de rolul meu, sunt consultant în e-commerce și știu chestia asta. Știu că nu e vina magazinelor în principal, ci a furnizorilor, de fapt. Dar, ideea este așa. În mai ales în momente de criză, când lumea caută oricum chestii mai ieftine, să zicem, faptul că n-ai reușit să-l livrezi, deci i-ai... El a sunat, vrea să cumpere și tu îi spui de fapt puțin că nu, pentru că deja ai pus un fel de perete între tine și el. Informația asta nu numai la telefon din s-o dai, că, dar el de asta este speriat de bombe, pentru că intră pe orice magazin mai și vede, stai puțin că să sun înainte, că știu cum e la noi în România, așa este tot timpul. Trebuie să spargeți bariera asta. Da? Puneți stocul real, dacă se poate, sau updatat, cât mai periodic. Să nu zic în timp real, adică din 5 în 5 minute, să zicem, pe site. Dar măcar la jumătate de oră, măcar la oră, măcar o dată pe zi și tot e ceva. Da? Să aveți stocul pentru acele produse dus până în pagina de produs. Da? Iarăși o altă problemă în România, în momentul actual, vorba de durata livrării și de costul de livrare. Iarăși problemele nu sunt ale magazinelor online, cât sunt ale furnizorilor de transport, practic, aceste probleme. Logistica în România este abia încă la început, este o cale de dezvoltare, sunt probleme mari, aș putea zice, în acest domeniu de transport al unei mări dintr-o parte într-alta. Sunt costuri mari, timp de livrare, banii ți ajung târziu ție ca și magazin online. Cu cât reușiți să vă integrați la nivel informatic cu un transportator și să aveți costurile cât mai bine puse pe pagina produsului,
Deci nu avea la final când el se pregătește să plătească, ci cu cât mai în față, cu atât veți avea succes și veți crește rata de conversie. Și mă rog, mai sunt și alte chestii. Aș insista încă o dată apropo de comentarii, apropo de testimoniale, cumva, poate. Am folosit serviciile acelui arhitect și sunt mulțumit de el. Am folosit și el și sunt mulțumit. Deci, chestiile astea contează foarte mult. Intri într-o necunoscută, ești client, vrei să cumperi ceva, vrei să apelezi la cineva și nu știi cine e acea persoană sau ce face ea, atunci cauți să vezi ce am mai făcut ea pentru alții. Contează foarte mult aceste comentarii la produse sau testimoniale sau oricum vreți voi să le ziceți, da? Oamenii care comentează, care povestesc despre serviciile voastre. Punctul numărul 7 sunt două modele pe care eu lucrez din când în când pentru conversia paginii. Vorbind de landing page-uri aici, poate mi se par puțin așa într-o chineză scris chestiile astea aici. O chineză foarte frumoasă. Dar hai să ne uităm la avionul acela, pentru că e mai simpatic decât ecuația aia de acolo cu cuiei la cum. Ambele modele sunt patentate, mă rog, nu oricine poate să patenteze așa ceva de genul ăsta, nu e normal. Dar ele sunt oricum patentate, le veți găsi pe net după numele care sunt acolo practic puse, da? Deci ideea este așa, în momentul în care vrei să obții ceva de la o audiență, cum ați fi voi. Spre exemplu, ce am încercat astăzi să facem noi aici a fost să ridicăm poate numărul de întrebări. Conversia ar putea fi numărul de întrebări pe care voi l-ați ridicat din sală. Și avem pentru voi un value proposition. Da? Practic, toată conferința s-a înscris pe ea vă prezintă ceva. Eu am venit aici să vă zic ceva. Voi aveți nevoie de acel ceva, sunteți mânat în spate de acel urgency. Da? Aveți deja flacăra undeva acolo în spate, vă împinge deja. Da? Eu am venit să vă zic lucrul ăsta. Aveți o problemă cu un pic de anxiety și eu am zis, hai să încercăm, dacă nu aveți curaj să răspundeți, să scrieți cu pixul pe hârtie. Să le duc din aceste teme ale voastre. Și pe lângă asta vine omul cu premiile lui și zice acolo un incentiv, mă rog, care îl găsim în ecuația cealaltă, la rubrica 2, pe lângă incentive minus friction, da? Deci asta este să crești rata de conversie. O chestie de bun simț ce vedeți aici pe pagina asta, pe slide-ul ăsta, nu e nimic inventat de americani. Ei l-au pus doar frumos și au desenat ca să fie clar. Dar în rest, chestia asta o facem zi de zi toți. Pe paginile serviciilor noastre, în tot ceea ce facem, încercăm să respectăm cumva treburile de aici. Da? Deci nu e nimic super avansat. Da? Dar am zis că să vă dau un exemplu din ce mă rog, am încercat să facem astăzi. Ce mai puteți face ca să creșteți conversia? Și aici e un alt exemplu. Bine, e ipotetic, e scolastic, dacă vreți, didactic. Vorba de trimiterea unui newsletter. Scopul meu, după ce am trimis, să zicem, a fost să obțin bani de la cei clienți la care am trimis un newsletter. Și am făcut un test, eu îl numesc test ad hoc, adică repede așa, on the fly. Am trimis la 100 de clienți același conținut, doar subjectul era diferit. Deci linia aceea din newsletter, deci 100 de oameni au primit, vă mulțumim că ați ales serviciile noastre, e vorba de, să zicem, email-ul care îl primești după ce ai făcut o comandă pe un magazin online, poate fi, pe când ceilalți 100 de clienți au primit 15% reducere la produsul X și Y. Nu contează, da? Deci au avut două linii diferite de subject. Conținutul este absolut identic. Da? Ce am mers mai departe, am zis, hai să vedem cine a deschis mai mult. Au deschis mai mult, cu 20%, cei care au open rate-ul a fost de 20% pentru vă mulțumim. Și 14% pe celălalt. Și o să zicem, deci a picat testul celălalt. Dar nu e așa, mergem mai jos un pic. The bottom line nu este open rate. The bottom line este profitul. E câți bani am obținut din aceste lucruri. Deci nu contează că au deschis mai mulți
pe primul subject, ci contează că de fapt CTR-ul a fost mult mai bun la al doilea subject și mai mult de atât decât CTR, că v-ai explicat ce înseamnă CTR-ul, nu vă mai zic eu ce înseamnă, este că am câștigat cu mai mult, cu 9.000 de RON, mai mult față de celălalt. Deci, adunând suma tranzacțiilor pe primul subiect și pe al doilea subiect, am câștigat mai mult cu 9.000 de RON decât la celălalt subiect. Și, practic, the bottom line este să te uiți nu la elemente, dacă vreți, de trafic sau elemente de vizite, ci elemente de profit, de profitabilitate. Da? Cam asta ar vrea să zică. Bine, de fapt, slide-ul vrea să zică să faceți teste, de fapt. Asta vrea să zică slide-ul, da? Acum eu v-am dat, sigur, te rog. Am și o completare. La rata de deschidere e posibil să fi deschis doar 14% și datorită faptului că din cercetări s-a descoperit că o reducere sub 20% nu este foarte bine percepută de consumator. Da, dar acolo am pus 15%, uite, vezi? Da. De o percepe altfel utilizatul. Deci, chestia asta se află cel mai bine. Deci, acele două subjecturi sunt ipotetice, dar gândiți-vă că este un fel de... am venit să vă zic ca la școală acum chestiile astea. Ce scrieți acolo depinde de business-ul vostru, este clar că voi degeți, dar întotdeauna faceți teste. Deci rugămintea, deci sau sfatul de a crește conversia este să testați. Nu puteți niciodată care e mai bun sau care. Într-un alt business poate să fie exact pe toți, da? N-am de unde să știu chestia asta. Acum, după cum ți-am zis, ție testează și vezi ce se întâmplă. N-ai de unde să știi ce format mai bun pentru clienții tăi. Testează și vezi. E simplu. Mă rog, costă niște bani, este timp. Dar nu e foarte complicat. Software as a service înseamnă SaaS. Este o prescurtare care o veți întâlni din ce în ce mai des. În sensul că, mai nou, lumea în loc să vă oferă, uite, ăsta este programul, faceți ceva cu el, nu vi-l oferă, ci vi-l închiriază, de fapt, da? Pentru că a constatat pentru el, ca model de business, este mult mai bine nu să vă dea programul să-l folosiți voi pentru o viață întreagă, ci să vă ofere închirierea acelui program. Această închiriere, cumva, este acest software as a service, da? Asta înseamnă SaaS. Dintre SaaS-urile, software as a service, care contează pentru a face teste. Testul mai dinainte îl puteți face voi cu forțe proprii, dar sunt alte teste mult mai complicate, care sunt oferite de aceste companii. Și astea sunt numai 3 dintre ele. Ele sunt cel puțin 30 la nivel mondial. Acum, diferența între prima companie și ultima companie este că merge de la 10.000 de euro pe lună până la 0 euro pe lună. Deci, ce oferă Google Website Optimizer este gratis. Și oferă destul de bine, astfel încât să vă permite să faceți aceste. E adevărat că trebuie să fiți un pic mai... Deci, nu scăpați de programare aici, din păcate. Adică trebuie să aveți acces la resurse. Pentru că este o resursă care costă, este o resursă care se mișcă foarte greu, este o resursă care are pretenții de artiști, este o resursă care, cum să zic eu, mereu întârzie termenele și, deci, normal că vreau să scap de ea. E logic să scap de ea. Deci, da, nu ai cum. Din păcate, nu ai cum. Intrând în mediul online, deja ai semnat acest pact cu programatorii. Deci, pactul diavolului. Ideea este că nu poți altfel. În mediul online, ești acolo pentru că ei ți-au creat un site. Vrei să faci un test folosind aceste instrumente, trebuie să apelezi la ei ca să te ajute să faci aceste teste, pentru că nu e prea simplu. Ideea este ce poți face cu aceste programe, aceste, v-am zis, de la 10.000 de euro ajunge la 1.000 de euro, la 0 euro. Este, de fapt, o ordine acolo, apropo de bani care... Dar nu am vrut să fac publice, să fie și pe internet astea, dar aici, în sală, putem să le zicem cifrele, cât costă fiecare. Acum mai testez încă vreo 3-4 alte servicii de pe acest tip, dar încă n-am... Mai vreau să facem și noi o adăugire, că și Traffic.ro este partenerul nostru la lumea SEO PPC și el este un software, oferă
sigur, da. Dar nu oferă testare și optimizare. Haideți să vă explic în slide-ul celălalt ce înseamnă de fapt să scriu aici pe pagina, ca să vă fie puțin clar. Să ne uităm la poza de acolo din stânga sus. Avem o masă de oameni care intră pe site-ul meu și le ofer două variante. Varianta în care fac numai cu Flash, varianta în care fac Flash și HTML. Pentru tine e chestia asta. Da? Și mă uit să văd care dintre ei a convertit mai bine. Ce înseamnă conversie? Pentru noi se înseamnă numărul de cereri de ofertă, probabil. Dau un exemplu. Și, dar ideea este așa, pe perioada testului, dacă el, să zicem, a intrat pe site-ul tău, i-am dat Flash lui și lui Ionuț i-am dat HTML-ul, să zicem, da? În timp de o lună cât durează testul, lui dau mereu Flash-ul. Știe programul să facă asta. Și lui dau mereu HTML-ul. Deci intră astăzi, dar mai intră și mâine, să zicem, să vadă. Tot Flash-ul îi dau. Pentru că nu vreau să-l bulversez, da? A intrat odată, lui dau numai Flash-ul. De aici încolo. Uite, mai intră și colegul tot de lângă și lui dau HTML-ul. Mai intră și uite colega de acolo și spune, lui dau Flash-ul. Ei dau Flash-ul. Da? Și peste o lună mă uit să văd cine a convertit mai bine. Flash-ul sau HTML-ul. E o decizie pe care pot să o iau odată la nivel de feeling și tu poți să spui, eu cred că e mai bine așa, sau poți să o faci matematic. Și unde cifrele nu mint. Cifrele vorbește foarte clar, adică ele, cum să zic eu, n-au cum să mintă. Am așa o întrebare la cost. Sigur, costul, dar nu e nimic gratis. Aspectul ăsta, oare e mai normal să studieze un creator de... Nu există o regulă. Da, nu există deci o regulă. Nu, mă duc la doctor, ce trebuie să-i dau? Nu e așa. Nu, la doctor, la doctor situație e clară. Pentru care cazuistică. Atenție, în cazul tău, depinde de brandul tău, depinde de publicul tău, depinde de limba care vorbesc de publicul tău, depinde mult. Acești parametri sunt tot timpul variabile. Am făcut teste de acest gen, schimbând culoarea unui buton pe un site. Atât. Nu? Deci era un buton pe site care spunea, cumpără. Sau spunea, întreabă-mă ceva. Sau spunea, nu știu, completează, abonează-te la newsletter. Și am schimbat doar culoarea. E greșit răspunsul tău. E greșit răspunsul tău. Sau întrebarea ta. Asta mă să zic până la capăt. Ideea este așa. Pe un magazin a ieșit bine roșu. Pe altul a ieșit verde, pe altul albastru. Nu ai de unde să fii chestia asta. Ce deci, bun. Este un meu HTML Flash. Nu o să aibă un rezultat foarte ok, pentru că contează și semiotica. Da, contează, toate chestiile astea contează. Nu, atenție, sigur că e destul de greu situația ta să o faci așa. Intrând, de fapt, tu ar trebui să testezi mesajele comerciale, astea poți să le testezi mai curând decât cum se programează site-ul. Aici e un exemplu, puțin poate tras de păr, puțin dus mai sus decât trebuie. Ideea este că rezultatele testelor depind foarte mult de ceea ce testați odată, depind foarte... Deci nu poți să zici că un buton roșu e întotdeauna bun la un site care este numai roșu, pentru că nu are contrast. Acolo va merge verde, probabil. Nu știu, dau un exemplu. Deci n-am de unde să știu ce merge bine. Răspunsul este că eu nu pot să fiu Dumnezeu să vă zic folosește butonul ăsta. Eu nu sunt Dumnezeu să zic folosește soluția asta. Nu pot să zic asta. Înțelegi ce zic? Nu pot să zic. Trebuie să vezi. Și depinde de problemele tale. Lasă-ne să completăm. Să vedeți completăm. Bună discuție. Deci, știi că înainte de a lansa un produs, la prelansare, da? Faci un comand, zici că ești firmă mare, da? Atunci, înainte de a lansa un produs pe piață, începi să faci un sondaj de opinie. Și aplici sondajul de opinie cu un eșantion reprezentativ de X subiecte, dintr-o anumită regiune unde vrei să lansezi produsul respectiv și cercetezi, da? Și statistic analizezi rezultatele, cantitativ, calitate, cum a fost studiul și ajungi la concluziile X, Y, Z, K, da? Da. Ei, după ce ai ajuns la concluziile alea, tragi încă general, îți stabiliști obiectivele vis-a-vis de concluziile alea. Acum, ce spune Liviu și absolut natural, testează,
nu știu dacă varianta de acum cu site-ul este și nu știu ce, asta e. Dar, ca și exemplu, este asta se întâmplă. Înainte de a lansa un site fresh, tu ai început bine discuția. Măi, voi sunteți aici 70 care sunteți avansați în și spinele. Care-i părerea voastră? 6 ți-au zis că HTML, 4 ți-au zis flash. Răspunsul nu este de 5 tabără. Nu știu să zic. Ideea este că dacă... Ideea este că să pleci de la o chestie, ok, poate data viitoare încerci să scoți elemente, adică tu zic, încearcă și tu să elimini, dacă nu vrei să faci o cercetare. Păi să faci cercetare, dai seama că sunt niște bani, o să ai niște răspunsuri. Rate de eroare există în ambele. Ideea este așa, că oricât ți-ar recomanda un expert, să zicem, eu sunt expert în comerț online și mă duc la, uite, el m-a întrebat aici ce culoare să pună pe butonul de cumpără sau... Deci depinde de mult mai mult, nu numai de cromatica site-ului, de mult mai mulți parametri depinde. Ideea este că nu pot să bag mâna în foc că butonul roșu sau textul, deci există și textul de pe butonul de cumpăr, poate să fie adaugă în coș, psihologic este mult mai relaxant decât cel de tip cumpără. Cel de tip cumpără pare că îți bagă mâna în buzunar atunci. Cel de tip adaugă în coș este mai relaxant, nu e un push. De altă parte, eu, ca profesionist, nu pot să recomand niciunul, nici altul. Recomandarea mea către clientul final este doamna testează. Nu poți să faci testele așa, deci poți să faci așa cu aceste programe specializate. Poți să faci altfel, în timp, deși la momentul timp intervin mai multe probleme care îți afectează testul. Dacă acum faci un test de 2 săptămâni din vară și după aia faci în 2 săptămâni care sunt în toamnă, lucrurile nu mai sunt... Deci nu mai sunt aceleași condiții pentru ambele tipuri de mesaje. Și atunci de asta e bine să testezi în același moment. Deci ca măcar momentul de timp să fie același. Ca să ai într-o câtva cu o marjă de eroare, întrunită aceleași condiții de intrare, pentru că clienții acolo când îi selectezi, sunt random selectați. Deci nimeni nu ia cu mâna să-i aleagă care vede și care nu vede, ci random. Da? Practic ei văd în aceleași condiții, aceeași site, cu două mesaje comerciale diferite, dacă vrei. Da? Și atunci văd care mesaj comercial face mai bine. Revenind, am vorbit puțin mai mult decât trebuie pentru că este slide, este acolo se vede, deci poți să vezi cât va dura un test în funcție de numărul de pagini, care, deci câte accese ai pe pagina aia, câte variațiuni ai, deci dacă ai 8 combinații, deci poți să ai nu numai un singur test, text, da? Deci poți să ai să schimbi titlul paginii, poți să schimbi unde este ca ăsta mare de produs, să zicem, schimbi un fel, poza prezentată în alt fel și ai 8 combinații, da? Deci, titlul verde cu butonul roșu și cu poza albastră e o combinație. Titlul roșu cu poza roșie și cu ăla roșu, tot e altă combinație, da? Și atunci, ce rezultă în urma acestui experiment de timp este o probabilitate ca combinația numărul 5 să bată originalul. Întotdeauna există și un original la care se face referire. O parte, de fapt, dintre acele două ramuri se duce către original. Deci există un trafic de control, întotdeauna, către original. Deci către de unde se pleacă. Da? Și alte combinații care eu încerc din mici schimbări pe site să crească la de conversie. Sper că m-am făcut înțeles, v-am zis. Scopul acestei prezentări este să vă deschid un pic ochii, să întrebați mai multe acolo unde lucrați voi cu programatorii voi și așa mai departe. Da? Mai departe, alt și ultimul, este prin debugging, da? Prin user testing. Nu știu dacă știți mult dintre voi despre aceste instrumente care le-am trecut eu pe site și o să vă explic ce face fiecare dintre ele. Întotdeauna când nu știi ce nu merge pe site, cel mai bine să întrebi un user. Când nu știi de ce nu se convertește, de ce nu se întreabă userul. Cum întrebăm userul e, discutabil, deci prin ce metodă ajungem la el. ClickHit prezintă o hartă a click-urilor pe site, un fel de hartă de căldură, dacă te uiți la o clădire și vezi că e mai roșie aici, mai verde.
Deci faci un fel de heatmap. Poți să ne zici, da? Care e mai ieftin, care e mai scump, care e click hit-ul este gratis. Se instalează pe serverul vostru și după aceea vă face o hartă, acest heatmap, unde vedeți locurile unde se concentrează clicurile pe site-ul vostru. Ce se poate vedea de aici, din această hartă a clicurilor? Și harta clicurilor, în loc să o prezinte cu punctulețe așa, prezintă cu culori, adică mai roșu, mai, adică e ca o hartă din aia de imagine în infrared, cum ar veni, da? Ceva din ăsta este. Înseamnă că acolo trebuie eu să duc un banner care să convertească. Deci în locul unde sunt mai multe clicuri, duc mesajul meu comercial, da, practic, ca să încât să convertească. Îmi dau seama că este o zonă rece pe site-uri, nimeni nu o vede, nimeni nu dă click pe ea, e rece ca zona aia, atunci rearanjez site-ul. Asta face ClickHit. ClickTail și UserFly sunt amândouă cu bani. E vorba de a înregistra ce face pe site efectiv un user. Pentru fiecare user care intră în site-ul tău, eu pot să văd ce face el acolo. Nu-l aud vorbind, dar îi văd mouse-ul cum se mișcă, văd unde dă click, văd ce completează, ca și cum aș vedea un film. Pur și simplu văd un film. Dau play și văd, ca la teatru, un film pe care acel user îl face pe site-ul meu. Și îmi dau seama, băi, dar ăsta n-a văzut aia pentru că s-a oprit și a făcut altceva. Corectez pe site, da? Fac corecții. Sigur că este chinuitor să vezi, dacă e 1000 de vizite pe zi, să vezi 1000 de filme. E foarte greu. Există și statistici după aia și se pot agrega niște chestiuni de acolo. Da. Poți să nu neapărat să vezi fiecare film. Le ești tu pe sărite. Mai mult, poți să înregistrezi pe sărite. Și ClickTail și UserFly îți oferă pe să îți ia un eșantion din tot. Deci nu ți-e verifică chiar fiecare vizită, da? Ci un eșantion din numărul de vizite care ți intră pe site. Deci asta fac este, deci și ambele sunt cu bani. Dar pentru ceea ce fac ele sunt ieftine. Sincer. Mergând mai departe, avem user testing, care face ceea ce fac eu în fiecare an la Gala Premiilor în e-commerce, și anume teste de usabilitate. Rog persoane de pe stradă sau nu contează cum să viziteze un magazin online și să facă o cumpărătură. Și persoana aceea începe și spune: am mers pe aici, nu mi-a plăcut, culoarea nu e bună, nu știu ce, nu mă descurc, ce să fac aici, mama lor de nu știu ce, fratele lor. Nu înțeleg despre ce e vorba aici. Deci, pe lângă faptul ăsta, eu aud de ce spune el, văd ce face pe site, dar este ca și cum aș face un studiu într-un laborator și aș avea un geam de la oglindă, practic, ca să lucrez să văd ce face userul. Asta face user testing, asta face Moraia, pe care eu am lucrat foarte mult. Dar sunt soluții care costă. User testing este un software as a service. Am uitat cât costă, nu mai știu, dar uitați pe site că scrie. Și Moraia este un program care îl iei și îl folosești, care e mai scump, ce drept. Și eye tracking, care v-aș invita să veniți la GPEC, la Gala Premiilor Mica Mers, anul acesta care probabil va fi în 2 septembrie, sper. Unde veți vedea magazinele care s-au înscris în competiție, încă vă puteți înscrie dacă aveți magazine online la Gala Premiilor e-commerce, vor fi testate cu un dispozitiv de eye tracking. Deci nici nu mai întreb userul ce face pe site. Îmi dau seama din privirea lui ce face pe site. Din privirea unui om poți să-ți dai seama când vizionează un site, locul unde fixează niște cuvinte. Dacă începe și face așa privirea lui, înseamnă că nu înțelege cuvântul. Nu pricepe cuvântul, pentru că se chinuie să facă o conexiune undeva în creier ce înseamnă acel cuvânt. Dacă face așa ochiul lui pe pagina aia și sare bannerul, înseamnă că are banner blindness. Nu l-a văzut. Se pot vedea foarte, foarte multe lucruri cu această sculă. Sigur, nu e ieftină, iarăși, nici asta. Dar asta... Nu e science fiction. Nu e deloc science fiction. Deci, dacă vii la gală, ai să vezi aceste filmulețe. O să prezentăm, probabil, în scop demonstrativ, câteva filmulețe. Fiecare magazin online care se va înscrie la gală
va primi oricum acest filmuleț, da? Pe ca el să-și îmbunătățească uzabilitatea site-ului, da? Deci și prin acest mod pot să-mi cresc conversia. Da? Și eu oricum am avut de zis, dacă aveți nevoie să luați legătura cu mine, să discutăm mai mult despre ce am povestit aici. Sincer, eu m-am oprit doar la 10 lucruri care cresc conversia, dar de fapt ele sunt, cred că, sute de lucruri care pot crește conversia. Chiar și modul în care se îmbracă curierul atunci când face livrarea contează la creșterea conversiei. Dacă s-a spălat, dacă are o uniformă, dacă are mănuși când îți pune laptopul pe masă sau nu. Foarte multe lucruri cresc conversia. Nu numai site-ul vostru crește conversia, și multe alte lucruri, da? Deci trebuie să vă gândiți că site-ul este atâtica din tot business-ul vostru, indiferent că e online sau că e offline, oricum, business-ul e business. Da? Deci eu m-am oprit numai la 10 lucruri. Nu știu dacă sunt chiar cele mai importante toate. Am încercat să vă deschid un pic ochii, să întrebați mai mult, să aveți puterea să... Sper să aveți puterea să întrebați mai mult acum. De fapt, mă opresc și întreb. Dacă aveți întrebări, de fapt. Eu am o completare de făcut la slide-ul cu creșterea încrederii în brand. Când vorbeam de cardul Visa și de lucrurile de genul ăsta, cred că ar trebui adăugat acolo și implicarea într-o cauză umanitară. Sigur, da. Ar putea... CSR. CSR, da. E bine, este în, cumva să zic, aici este discutabil. Vreau să intru în polemică aici. Eu fac business să fac bine, să fac un profit, nu să fac bani la alții. Da. Lumea totuși, poate l-auzi la cred că influențează să decizia de cumpărare.